Din 2013 lucrează în domeniul medical, dedicându-se pacienților cu probleme grave de sănătate. Este consilier medical, este director general Este World, este fondator Clinica Medicală în Sarduman, București și a asociației cu același nume, iar datorită implicării sale, peste 10.000 de pacienți români au ajuns să fie tratați în clinici de prestigiu din străinătate. Pentru el, zâmbetul lor este speranța noastră. Se acordă premiul pentru puterea de a șterge granițe în favoarea salvării de vieți și ajutorării semenilor, în semn de respect și apreciere pentru inițiativele sociale care cultivă empatia și solidaritatea în rândul oamenilor, domnului Ensar Duman. Dacă încep să povestesc, cred că o să durează cam o zi. Eu sunt un cetățean turc, am ajuns în România 2002, am și o emoție foarte mult, îmi cer mii de scuze dacă zic ceva greșit. Este foarte mare onoare pentru mine, mă aflu în seara aceasta aici. Adevărat, de 10 ani de zile, aproximativ 20.000 de cetățean român am ajutat prin Turcia sau alte țară pentru tratamentele. Ultima perioadă, de 3 ani de zile am făcut și o asociație. În asociația aceasta ajut pe partea copii tratament. Codin a fost un exemplu pentru mine. Am preluat și eu un spital pentru renovare. Îți mulțumesc mult pentru premiul acesta care am primit. Este foarte important pentru mine. Sunt onorat că mă aflu aici, atâta inimoși mare. O seară bună vă doresc! Mulțumesc mult!